Am revenit în direct și alături de noi se află în continuare istoricul Marius Oprea. Vă spunem că vă mulțumim că sunteți alături de noi. Cu plăcere. Rămăsesem evident la subiectul moștenitorii securității și am înaintat cumva în discuție. Am văzut, am mers pe firul lucrurilor și am văzut cine s-ar afla cumva în spatele Recorder. Ajungem foarte vedeți, departe. Am verificat între timp de la publicarea articolului până acum dacă acel Gheorghe V. Vâlcu, deci domnul ambasador Gheorghe Vâlcu, este într-adevăr fiul lui Vasile Vâlcu. Și am găsit adeverința lui de la CNSAS, prin care se stabilește că nu a făcut poliție politică, pentru că așa i s-a cerut CNSAS-ului de la MAE, de la Ministerul de Externe. Deci este fiul lui Vasile Vâlcu. Este de presupus că nu existau prea mulți Vâlcu în Constanța, în afara primului secretar de la acea vreme, unde bucureșteanul născut Gheorghe Vâlcu și-a făcut liceul. Și vreau să vă întreb un lucru, domnul Oprea. Dacă un personaj primește o adeverință sau, mă rog, este împins de către Ministerul Afacerilor Externe într-o poziție importantă, având în vedere tot trecutul ăsta, ce rezultă din toată chestiunea asta? Că ar trebui tot să trecem la defenestrare? Ambasadorul Gheorghe Vâlcu, fiul lui Vasile Vâlcu, a intrat în Ministerul de Externe la vârsta de 28 de ani, în vremea lui Ceaușescu. Nu știu ce a făcut el până la Revoluție, dar în 1999 a fost trimis în prima lui misiune diplomatică în Yemen, apoi în Indonezia, unde a participat alături de ofițerii SRI la extradarea lui Nicolae Popa de la FNI. Ce ar mai fi de spus aici? Eu cred până la proba contrarie că domnul Vâlcu, patronul de fapt al Recorder, la cel puțin la momentul creării Recorderului era, a primit atunci când și-a deschis firmele, bani implicate la bunicu. Asta nu are de la prietenii bunicului. Da, nu are decât să fie un subiect de investigație pentru organele de reabilitate, adică pentru Serviciul Român de Informații. Eu nu am certitudini în acest sens. Eu am deschis, să zic așa, o pistă de investigație. Ați făcut ceea ce trebuie să facă un jurnalist, să deschidă atenția, să deschidă ochii pentru cei care... Nu am posibilitatea să... Dar, totuși, repet, mi-au atras atenția reportajele Recorder care demolează practic tot și să descne încrederea românilor în instituții fundamentale. Au atacat extrem de dur și Biserica Ortodoxă. În ce sens? Păi au avut un reportaj Recorder demolator legat de modul în care se atribuie contracte în de către biserică și așa mai departe. De ce credeți? Pentru că trebuie demolate toate instituțiile în care românii mai cred. Și, deci că trebuie demolate instituțiile în care românii mai cred, în sensul că au cea mai mare, instituții cu cea mai mare credibilitate în fața românilor. Da. Acum, după cum vedeți, au demolat presa. De ce? Foarte simplu. Pentru că toată presa din România, fie ea mainstream sau care atacă, să zic, guvernarea, are un consens, anume în privința războiului din Ucraina. Asta am observat și noi. Da. Deci, în mod clar, pentru că presa nu este... Dar nu toată, n-aș spune toată, că totuși aici, că presa... cel puțin, nu știu dacă ne urmăriți, dar încercăm să demonstrăm clar că toată povestea asta este... Nu putem fi împotriva... participării, n-aș vrea să intru în detalii, telespectatorii au văzut emisiunea și știu exact care e poziția noastră. Nu suntem, știm clar că există 1 milion de români, 800.000 de români, 500.000 de români peste graniță, știm că au avut de suferit, știm că nu știu, dar avem toate promisiunile de la cei care conduc astăzi Ucraina că au recunoscut. Această problemă este rezolvabilă, da. Exact, dar pe de altă parte avem Rusia care ne face, cum să spun eu, ne încearcă să ne desfințeze, pe scurt. Și cu oameni în interior, cu oameni care au preluat și au preluat revoluția și așa mai departe. Acum că domnul Păunescu, la vremea în care bunicul creatorului Recorder, finanțatorului Recorder, cel puțin,
era ce era, adică șeful spionajului românesc, în ghilimele, pentru că acționa la ordinele KGB-ului. Deci, la acea vreme, noi ne aflam sub ocupație sovietică de facto, pentru că trupele sovietice s-au retras din România în 1958. Deci, și el era acolo? Sub ocupație sovietică. El a fost până în 1955 șef al spionajului, după care a fost numit secretar al regiunii Dobrogea, unde a făcut colectivizarea cu pistolul la tâmplă. Pe mare, pe mare. A fost în toată regiunea Dobrogea, a fost primul secretar al regiunii. Și apoi a mai fost prim secretar la Constanța în anii lui Ceaușescu până în 1973. Am mai găsit un element important în materialul dumneavoastră. Spuneți undeva că în 2017 Recorder spunea că nu are patron, nu are culoare politică și nu servește interesul nimănui. Cum adică nu are patron? Cum adică nu are patron? Ce prostie asta? Da. Și spuneți că în realitate Recorder a rămas strâns legată de familia Vâlcu, familie care face importante afaceri media în Federația Rusă. Au venit de sus din cer, au căzut pe pământ. Cineva a creat. Vedeți, între timp am uitat de unde le vin banii, adică de unde declară ei că le vin banii. Anul trecut au beneficiat de donații extrem de generoase, ca să zic așa, mai mult decât generoase. Adică ei declară că au primit în jur de 50.000 de euro de la persoane particulare, au mai primit 30 și ceva de mii de euro de la firme cu acel impozit de 2%. O să-mi permit acum să vă pun o întrebare și domnul Mărie și domnul Rusu, care se află cu noi și mulțumim că a rămas cu noi. A apărut acest articol și trebuie să recunosc că e un termen pe care nu-l cunoșteam și nu știam că există în DEX, în dicționarul explicativ al limbii române, defenestrare. Da? Americanii spuneau defenestration, adică este procedura prin care un om este aruncat de la geam. Da? Da. Deci am citit, n-am știut, trebuie să recunosc, stimați telespectatori, pentru cei care n-au știut, poate așa, există acest termen, defenestrare. Deci oamenii nu au sărit de la geam, nu au fost aruncați de la geam, au fost defenestrați. Corect? Apare un nou cuvânt și în limba română. Adică nu apare, e în DEX. Defenestrare. Acum, avem din ce în ce mai mulți defenestrați la rând, oameni care au fost în poziții cheie, de exemplu ultimul care a avut pe 12 sau nu, pe 9 septembrie sau chestii de genul ăsta, care era lucrat direct sub Vladimir Putin, era, poziția lui era cea de a moderniza aviația din Rusia. În toate formele ei, sigur, cu toate așa. Acum, întrebarea este, credeți că lucrurile astea cu defenestrare, credeți că ele se opresc în Rusia sau vor începe să, vom începe să, având în vedere că foarte mulți oameni din acești oligarhi au bani mulți, se află pe teritoriul României, au oameni în subordine, oameni români care se află în poziții cheie, oameni care sunt cunoscuți, mare orice semnete... Moarte, orice moarte suspectă a unui asemenea potentat din România ar putea fi pusă la un moment dat în legătură și cu asemenea acțiuni. Dar aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru. Serviciile Federale de Securitate, FSB-ul, a fost implicat într-o serie întreagă de atentate devolate, să zic așa, de către lumea occidentală, unde ele s-au petrecut. Eu am fost bun prieten cu Alexander Litvinenko, am fost și la el în casă, la Londra, în 2004. Chiar la vremea la care eu eram în vizită, se analiza dacă el să mai rămână sau nu sub protecția MI5. La vreo două luni după ce am plecat eu de la Londra, am primit un mail de la Sasha Litvinenko care mi-a spus că i-a fost retrasă protecția și îmi spunea că el nu se îndoiește că o va sfârși prost. Am încercat să-l încurajez, dar iată că el a avut dreptate. După cum știți, el a fost otrăvit cu o substanță radioactivă de doi agenți ai FSB-ului. Așa a stabilit poliția londoneză. Ei bine, după cum știți, povestea s-a repetat.
Dar acest mod de a elimina opozanții din afară a lui Putin lăsa urme. Asta era problema. Ei, ce au făcut, după părerea mea, serviciile federale de securitate? Au descoperit utilitatea acestei defenestrări pe care o utilizase... Defenestrări, să punem și noi pe... Da. Aruncări pe geam, da? De, pe care defenestrare, o utilizase... să punem și noi pe... Da. Pe care o utilizaseră cu succes la Praga, comuniștii cehi, în 10 martie 1948, l-au asasinat într-un asemenea mod pe ministrul de externe Ian Masaryk, care rămăsese fidel valorilor occidentale și se împotrivea din răsputeri ca Cehia, Cehoslovacia, să refuze planul Marshall. Ei bine, pur și simplu l-au asasinat în acest mod. Cehii chiar glumeau la vremea respectivă, iată ce ordonat a fost ministrul nostru de externe, întrucât după ce s-a aruncat pe geam, a și închis geamul după el. Păi, noi avem cazul Panait, care este foarte cunoscut și care poate... Da. Mai ales că am locuit în casă. Da? Ce vorbim? Ce pot să vă spun? În centrul Bucureștiului. Probabil că serviciile federale de securitate din Rusia au descoperit că acest mod de operare de este mult de mai profitabil, pentru că nu lasă urme. Nu lasă substanțe în corpul celui ucis. Și mai închis și ușa, ca să, mai închis și geamul, ca da, să nu se facă curent, să nu pierdă căldura, deci, că iată, e scumpă. Iată că cu ocazia războiului din Ucraina s-a trecut la acest aș vrea să-l tip de asasină. Aș vrea să întreb și domnul Rusu, care este cu noi aici. Ce părere aveți și cum este văzută această defenestrare în, în Germania? Nu e văzută, deocamdată este comentată. Aici au avut loc atacuri teroriste asupra unor cetățeni străini care erau dușmanii Rusiei, dușmanii lui Putin și au fost împușcați în Germania. Dar apropo de ce spunea domnul Oprea și despre ce ați discutat dumneavoastră de presă, de rolul presei, vreau să vă spun că în această săptămână Comisia Europeană a finalizat un proiect pentru salvarea presei, pentru protecția presei, pe care îl va aduce în Parlamentul European. Este vorba de blocarea amestecului de stat în presa liberă. Da? Deci o chestiune foarte importantă. Este vorba de obligarea de publicarea unui cod de comportare cu o presă obiectivă, cu o presă echidistantă, cu o presă transparentă. Pe de altă parte, Comisia Europeană apără pe jurnaliștii de investigație care nu trebuie să prezinte sursele, iar Media Freedom Act, o organizație europeană pentru presă, prezintă un cod profesional care îl transmit și pentru colegii noștri din România, pentru că unii sunt de altă parte a presei, și anume informare realistă a politică, transparență fără discriminare și pluralitate jurnalistică. Deci în momentul în care această lege europeană va fi votată, atunci și în România, indiferent care presă de care parte se află, trebuie să respecte aceste criterii, pentru că ele devin lege. Nu mai sunt norme morale sau norme profesionale. Deci, ca să înțeleg și pentru spectatori, deci Germania pregătește o lege care vrea să o propună la Bruxelles? Nu, Comisia Europeană. Comisia Europeană pregătește o lege care vrea a evita amestecul statului? Așa. Statului, guvernului, statelor, guvernelor în presă. În presa. Dar să știți că pe noi nu ne ajută foarte mult treaba asta, că la noi sunt statele care, dacă e vorba de statul nostru în media, deci am înțeles, dar noi avem o problemă cu cei care sunt finanțați din Rusia în România, prin companiile rusești de aici. Mai trec 10 ani până fac o lege despre asta. Ați dat un exemplu foarte bun, da? Deci toată presa trebuie să-și prezinte în mod transparent finanțările. Asta este... Deci două lucruri. Dacă sunteți de acord, domnul Oprea, domnul Mărie și domnul Bosan, dacă sunteți de acord pe chestiunea asta, două lucruri foarte importante pe treaba asta. Toată presa din România trebuie să-și arate în mod clar finanțările și cum vin și proprietarii și beneficiarii finali până la ultima persoană. Cine e proprietar? Îl cheamă Popescu, Ionescu. De unde are banii să facă treaba asta? De unde să facă? Așa cum o facem noi, de exemplu. Dar pentru că am făcut-o, am fost amendați. Până la ultima persoană. Dom'le, e ăla și ăla. Așa îi cheamă, de acolo au banii.
banii plătiți, taxe, tot și așa mai departe. Da. Dar pe lângă asta, o secundă. Da. Odată chestiunea asta. Și pe de altă parte, trebuie mers la... Ideea este că, să știți că se poate face chestiunea asta, se face un contract de împrumut și banii de la OMV, mă rog, nu OMV, că ar fi rusească sau ceva, de la o companie care ar finanța o chestiune de genul ăsta, da? Gazpromul care e mai mulți. Era niște rețele... Gazprom de la Lukoil. Bazarea, mi se pare că se chema, nu știu cum se chema, Tazarea sau nu știu. Erau două rețele așa. Să cumpărăm de la Gazprom gaz sau nu? Vreau să vă întreb. Asta e o întrebare care se rămâne. Oprim sau nu oprim să mai cumpărăm gaz? Naționalizăm, cum au făcut în Germania. Național, perfect. Deci, ideea este că... Și o întrebare... Deci, asta era o întrebare. Deci, și a doua întrebare, deci odată să fie o transparență completă în ceea ce privește acționariatul, finanțarea și așa mai departe a televiziunilor din România și pe locul 2, adică pe locul 2, în același timp, întrebare este dacă finanțarea partidelor din România ar trebui să fie făcută în mod transparent și în decizia oamenilor, nu în funcție de ce au primit la alegerile trecute. Ce părere aveți? Și încă ceva, domnul Păunescu, îngrădirea, blocarea intervenției statului sau guvernului, statelor din Uniunea Europeană, guvernelor din Uniunea Europeană, în activitatea presei libere. Dar să pună și serviciile acolo, domnul Rusu. Păi, dacă pune și serviciile, domnul Rusu. Să le luăm pe rând. Deci, odată, am spus două puncte. Domnul Oprea, ce părere aveți? Spunem, domnule, conduc serviciile, nu partidele, oamenii politici, domnul Păunescu. Serviciile sunt ale statului. O secundă, domnul Oprea, ce părere aveți cu... Domnul Păunescu, vă rog. Eu sunt cât se poate de acord că este nevoie de o transparentizare a surselor de venit ale presei. Pe de altă parte, sunt împotriva oricărei legiferări a jurnalismului. Pentru că, fără îndoială, ceea ce se gândește la Bruxelles și poate fi aplicat cu succes, să zic așa, într-o țară din Occident, se poate dovedi în practică, să zic așa, total ineficient sau opus scopului într-o țară cum este România. Da, sau Bulgaria, de exemplu. Adică se pot naște tot felul de interpretări abuzive aici. Și n-ar fi pentru prima oară când Bruxelles gândește ceva și în realitate se întâmplă cu totul altceva atunci când aceste norme europene se aplică. Nu că aș fi eu anti-european, dar deseori asemenea măsuri riscă să fie inadecvate realității într-o țară atât de îndepărtată fizic și ca mentalitate. Da, Marius, dar chestiunea cu banii asta e citată, asta e clar. Asta vreau să întreb, domnul Măriș, care e părerea noastră, domnul Măriș, la cele două puncte? De unde vin banii, clar. Deci, domnul, la cele două puncte? Ce două puncte? Transparența. Asta nu mai e europeană, nu mai e americană, este absolut firească. Trebuie să se știe de unde e finanțarea. Punct. Asta în cazul media și în cazul partidelor. În cazul partidelor și mai mult. Ce putem să facem? Păi cum? Dăm 1% din PIB la partide. Și partidele folosesc banii pentru... Dar cum le dăm? Cum îi dăm? Cum îi dăm? Cum îi dăm? Cum îi dăm? Asta e chestiunea. Că noi dăm... Trebuie să există un criteriu prin care cetățeanul care... Îmi dați voie să vă spun care este criteriul? Vă rog, vă rog. Vă rog. În Germania... Da, în Germania, în Austria, de exemplu, banii publici care se dau partidelor sunt în funcție de procentajele înregistrate de partide la alegeri. De exemplu, partidul care înregistrează 28% va avea o finanțare mai mare decât partidul care a trecut pragul de 5%. Da? Dar deci, numai că diferență, e o diferență, domnul Rusu. În Germania, șeful electorale permanente nu este un pro-rus. Nu este, bineînțeles. Păi, aici este diferența. Da. Acolo nu decide el cine alege, acolo nu un rus decide cine candidează, cine nu candidează. Acolo decide un german și în interesul Germaniei, nu în interesul Rusiei. Și în Austria, și în Austria este la fel, dar în România nu. Și în Franța este la fel, în Olanda este la fel, în țările scandinave. Vă rog, deci pe mine să intervin. Vă rog. Vedeți dumneavoastră, nici această măsură nu e bună. Și aș vrea să vă explic de ce. Un partid nou a apărut. Înseamnă că nu are niciodată vreo șansă, da? Și un partid care este serios, dar nu poate depăși, să spunem, 3-4%. Da. Păi nu îi se dă nicio șansă?
Deci și cum facem? Așa, așa se osifică, se consolidează, dacă vreți, niște partide care rămân veșnic la putere pentru că sunt finanțate de către putere. De către stat. Deci de către care e părerea noastră? Cum ar trebui făcută? Finanțate din buzunarul, din banul public. Sunt finanțate de stat. Ce părere aveți? Statul nu are niciun bar. Partidele cele mai puternice se autofinanțează pentru că sunt la putere. Bani mai mulți. Corect. Și nu sunt obligate să țină, nu sunt obligate să țină promisiunile pentru că oricum primesc bani și oricum vor fi. Pentru că oricum primesc bani. Exact. Deci, domnul Păunescu, trebuie să intervin. Haideți să luăm exemplul american pe care dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine. Da. Ia Partidul Republican sau Partidul Democrat vreun cent de la guvernul de la Washington? Nu. Păi vedeți? Deci acolo se spune că s-a ajuns deja la o altă democrație, a ajuns puțin mai înainte. Hai să spunem că aici ar mai fi nevoie. Este vorba dar dacă de sponsorizări trebuie echilibru, de trebuie echilibru și echitate între toți cei... Adică cineva face o promisiune. Cetățeanul care este proprietarul acelor bani, este cel care a plătit taxele, deci nu are voie să-i cheltuie în folosul său. El poate decide să duc către partidul ăla sau partidul ăla. În momentul ăla, toți cei care promit... Toți cei care sunt politicieni și care apar, nu apar, ce fac, se vor ține de promisiuni pentru că altfel nu vor mai primi bani domnul data viitoare. Domnul Păunescu, dumneavoastră aveți impresia că într-o țară ca România astăzi banul public se folosește în funcție de interesul cetățeanului? Păi trebuie să o facem, trebuie să o facem. Domnul Păunescu, trebuie să o facem, da, este într-adevăr. Domnul Oprea, vă rog. Da, cel mai logic din punctul meu de vedere, așa ca să meargă înainte odată cu democrația în țara asta, banii pentru finanțarea partidelor ar trebui alocați în funcție de îndeplinirea promisiunilor electorale. Corect. Așa pe obiectiv. Meritocrație, pe obiective, practic. Da. Pe o meritocrație, să spunem, meritocrație. Da. Ai avut un anumit număr de procente. Absolut corect. Ai avut un anumit procent de reprezentare în Parlament, ai promis ceva în campania electorală, de câte dintre aceste obiective te-ai ținut? O să vă spun ce o să ne spună. O să ne spună, domnule, dar cum, care este, în ce mod se poate cuantifica chestiunea asta? Foarte există, simplu. Există. Vă spun imediat, vă spun imediat soluția. Și o să spuneți dacă sunteți de acord sau nu. Domnule, fiecare candidat și-a primit voturi într-un un număr de oameni care l-au votat. Creșterea nivelului de trai și promisiunile practic sunt legate, că promisiunile sunt făcute în așa fel încât cei de acolo să le crească nivelul de trai, adică le faci un pod, le faci o fabrică, le faci asta. Creșterea nivelului de trai e ceea ce îți demonstrează că acel om, într-adevăr, s-a ocupat de oamenii care l-au ales. Dacă nu există o creștere de trai, nivelul de trai în zona respectivă, automat și clar, în mod clar, pe omul ăla nu l-a interesat, cum se întâmplă cel mai multe ori. Oamenii, partidele politice astăzi, pentru că sunt sigure pe finanțările pe care le au, ce fac? Îi pun pe aia care trebuie să intre neapărat în Parlament sau care plătesc cel mai... Toată lumea știe și nimeni nu poate să mă contradică că sunt plătite locuri în Parlament de către oameni care dau bani ca să intre în Parlament. Asta da? E, aveți dreptate. E, acești oameni sunt puși în locuri unde știu sigur că vor fi... sunt puși de către conducătorii acelor partide în locuri unde vor fi aleși cu siguranță pentru că acolo au... Și după aia nu-i mai interesează că ei se duc, își schimbă pe buletin, sunt pentru 3 luni, rezidenții în, la Craiova, sau nu știu, la Iași, unde vreți noastră, apar acolo, după care se mută din nou în București și au uitat de Iași, tată. Domnul Păunescu, haideți să le dăm în funcție de promisiuni și atunci 100% dăm jumătate din buget. Domnul Oprea, am o rugăminte la dumneavoastră. Spune. Săptămâna asta ați vorbit și de Institutul Revoluției, care știți că e o gaură fără fund, un sac fără fund de ani de zile, să aruncă bani acolo pentru cel puțin o parte din agentura rusească în România. Cel puțin pentru o parte. Ce facem cu institutul ăsta? Îl desfințăm? Nu îl desfințăm? S-a desfințat în Senat, în cameră stă, domnul Ciolacul ține această lege. Hai să nu-i spunem, să-i spunem pe scaun, ca să nu-i spunem în altă parte. Și institutul funcționează, dăm bani în continuare la Voican, la Arpetre Roma, la... Dăm bani, ce să facem? Că el a fost desfințat, acum s-a revenit. Foarte mare dreptate. Eu am un mare scepticism. Cel puțin gândiți-vă la câți bani s-au tocat până acum. Păi dar spune raportul Curții de Conturi cât s-a furat și cât s-au dat anapă, dar din acești bani în ultimele, cel puțin în ultimii 3-4 ani știu rapoartele Curții de Conturi.
Spune raportul curții, nu noi. Plătesc tot rușii. Și domnul Ciolacu, mi-aduc aminte, chiar de 1 decembrie anul trecut, erau pe un post de televiziune, spunea, domnule, pentru mine, raportul curții de conturi este sfânt. Nu fac niciun rabat la rapoartele curții de conturi. Și ține dosarul bani curați de la institut. Tudor, sfânt până lovește într-un institut creat de Ion Iliescu, încă președinte de onoare al PSD-ului. Și că nu mai e președinte de onoare PSD-ul. În funcție de oportunitate. Dar, în schimb, intervine în coaliție. Înainte, cu vreo două săptămâni să înceapă războiul, avea putere și dădea ordine în coaliția PSD-PNL. Cine, probabil că într-o zi o să vorbim și despre Ion Iliescu. Eu personal. Aveți dat personal. Că Ion Iliescu a intervenit în coaliția făcută? Nu, am discuții făcute cu oameni din coaliție în care mi-au spus, a sunat Iliescu și am zis stop. Cu două săptămâni înainte de... Este incredibil. Dacă Ion Iliescu mai incredibil. Asta e realitatea. România, asta e realitatea. Țară, da, este incredibil. Deci, ce facem cu acest institut? Îl desfințăm? Asta e știre în premieră. Pentru că aici e chestiunea, ține de domnul Ciucă și de domnul Ciolacu. Deci nu mai avem o problemă. Hotărăți-vă, ori albă, ori neagră. Dom'le, stai puțin. Eu sunt de acord, aveți mare dreptate și aruncăm bani. Dar să știți că, de exemplu, dacă tot vorbiți de arunca bani, da? Noi asta atâta timp cât îl avem pe domnul, cum îl cheamă, de la transporturi în guvern astăzi. Pe cine? Pe Grindeanu. Prin Grindeanu. Pe domnul Grindeanu, care știa ce se întâmplă cu Blue Air, da? Știa că având un om în Consiliul de Administrație, să nu mi se spună că domnule a avut doar un om și nu. Păi de era în Consiliul de Administrație, știa în ce direcție se duc banii din Blue Air, știau cum se plătesc salariile, știau cum pleacă banii în Cipru, știau toate astea. A mai aprobat o finanțare de 60 de milioane din banii publici. Acum, domnul Grindeanu? Da, atunci, acum de curând. Domnul Grindeanu și evită subiectul, nu i s-a făcut nimic, este ministru în continuare, ne dă explicații fiecare ce trebuie să facem. Sunt mai mulți care au semnat acea plată, da? Pentru mine, și îmi cer scuze acum, e publică, haideți, atâta timp când nu ne dau un răspuns clar și să ne spună clar cine sunt vinovații, oamenii trebuie arestați acolo pe loc, în guvern. Am înțeles că Orban le-a dat 300 de milioane sau cât le-au dat, acum 2 ani de zi. Nu, 300 în total sunt 300, dar nu contează, sunt banii noștri. Hai să vedem cine i-a dat. Deci, tot timpul a existat, domnul Oprea, tot timpul a existat chestiunea asta. Dom'le, eu sunt pentru... Atâta timp cât activezi în media și atâta timp cât ai un punct de vedere și mai ales în cazul nostru, eu știu, avem o audiență, suntem obligați să fim cât mai transparenți, să revin la chestiunea asta. Nu numai la nivel de finanțare, să semnăm pe proprie răspundere, domne, de unde vin banii, că poate să vină împrumutați la artesa mână de acolo sau de nu știu unde. Că nici, nu știm, că nu suntem la curent, că există ceva de genul ăsta sub clauză penală, să fim în toată chestiunea asta, plus pe lângă chestiunea asta că nu am făcut poliție politică, că n-am fost în toate treburile astea trebuie făcute, pentru că dacă am făcut poliție politică înseamnă că nu facem altceva decât să apărăm pe cei care sunt de partea aia rea a istoriei și eu sunt pentru chestiunea asta, dar trebuie presiune din toate părțile. Domnul Păunescu, de cele două instituții de care vorbeam, de Institutul Revoluției și respectiv de o firmă, că până la urmă nu e instituție, e o firmă privată, banii sunt bani publici. Nu vin banii de nicăieri, vin de la Institutul Revoluției, vin banii de la Senat. Toți banii vin banii. Recorder a făcut vreo investigație? Păi, cred că a făcut recorder vreo investigație. Apropo de asta, Marius Oprea, la biserică. Monumentul care s-a dezvelit la Pitești, într-un loc în care știm toți ce s-a întâmplat în anii 50, și a dus de la Nușoara. Nu știm toți, stați puțin, pentru tine nu știm. Fenomenul Pitești este vorba de acel lagăr de exterminare, un lagăr... O închisoare, domnul Păunescu, în care deținuții au fost puși să se bată unii pe alții. Deci, unii deținuți care au fost recrutați de securitate au dezlănțuit acest iad al reeducării de la Pitești, prin care n-a mai fost nevoie de bătaia în anchete, pentru că un grup... Condus de domnul Țurcanu. Da. De Eugen Țurcanu. Care a fost condamnat la moarte ulterior. Teoretic nu se știa. Când s-a aflat în Occident toată povestea, securitatea stânjenită i-a dat pe mâna justiției pe acești făptuitori, puneri în practică, dacă vreți, a metodei dezvoltate în laboratoarele securității, spunând, iată, a fost... Metodă sovietică, de altfel, Marius Oprea. Da, da, da. Mai mult decât un complot
mod legionar pentru compromiterea regimului democrat popular din România. Din păcate, așa a fost, așa a fost. În 1954 a fost reluată de istorici de la CNSAS, de către domnii Demetriade și Mădălin Hodor, care cel din urmă, mai mult decât atât, i-a calificat pe deținuții politici de la Pitești, să mă scuzați, drept niște căcați cu ochi care s-au bătut unii pe alții pentru un plit de linte. Cine a făcut asta? Deci, un istoric care lucrează în continuare la CNSAS. E vorba de Hodor. Da. Deci, iată și monumentul. Iată, la noi există un curent general de reabilitare a securității și de plasarea vinovăției în zona victimelor. Ceea ce e absolut inacceptabil și, din păcate, este foarte puțin respectat. Ați spus un mare adevăr acum și aici intrăm puțin, ne contrazicem pe subiectul secției parchetelor militare. Justiția este pentru victime. Cine despăgubește copiii sau nepoții celor care au fost uciși la Pitești, de exemplu, că vorbim de Pitești acum, de-aia trebuie făcute dosare. De-aia trebuie să... Altfel, rămâne, domnule, a murit. Și dacă a murit, ce? Domnul Oprea și domnul Rusu și domnul Măriș, dacă îmi permiteți. N-ați să credeți. O întrebare. Poate părea astăzi imposibilă, dar ea cu siguranță va fi posibilă. Cum spunea Nelson Mandela, totul e imposibil până se întâmplă. N-ați să credeți că statul român astăzi, cum este el înființat, cu Constituția pe care o avem, cu toate lucrurile pe care le avem astăzi, se poate reforma? Eu nu cred. Eu cred că trebuie să trecem la a doua republică în sensul occidental. Vă rog. Nu, domnul Păunescu, eu cred că revenirea la normalitate pentru această țară ar însemna revenirea la monarhie. La un regim la un alt care este stat. Departe. Da. Asta ar însemna o reformă politică majoră în România. Asta ar asigura stabilitate și prestigiu țării noastre. Perfect. Luăm publicitate și după aia opinia domnului Rusu și opinia domnului Mărie și a domnului Bosan. Am revenit pentru ultima parte a emisiunii Talk B1 și partea mai devreme, partea mai interesantă, întotdeauna lăsăm la final. Și înainte să dăm imediat, că ceream părerea la treaba asta și domnului Rusu și domnului Oprea și domnului Mărieș, vreau să spun că de mâine, pentru cei care vor să mai asculte dezvăluiri, și, dar într-un mod un pic mai relaxat, la Realitate FM voi fi prezent în fiecare zi în prime time, adică de la 10 la 12, și vom încerca pe toate căile și să le facem. Emisiunea se va chema Defenestrarea zilei. Defenestrarea, asta e bună ideea. Nu emisiune. Momentul meu se va numi Defenestrare și sper să aveți material, să luptăm fiecare pe unde poate. În istorie avem fiecare material pe unde poate. Da. Fiecare pe unde poate și că nu se poate așa, nu mai merge așa. Vă rog, domnul Rusu, ce părere aveți de ceea ce discutăm? Deci, în primul rând, reformarea României nu o să vină niciodată din interior, o să vină totdeauna din afară. Totdeauna din afară o să vină reformarea României, pentru că am și câteva probe care vă voi da, iar următoarea știre e dedicată domnului Mărieș, pentru că Procurarea Generală a României, Gabriela Scutea, a ținut o conferință de presă în această săptămână referitoare la crimele și infracțiunile din Ucraina. Este vorba de cetățeni de etnie română sau cu pașaport român, dar și ucrainieni, care au fost acolo uciși, care au fost împușcați și care operațiuni care sunt făcute de către procurorii români. Procurorii români investigează crime. Crime făcute de către cine? De ruși. De către armata, de către militarii ruși, asupra cetățenilor ucranieni de etnie română. Este o acțiune la care participă și procurorii români pe baza principiului universalității și a unui acord pe care Procuratura Generală Română, Procurarea Gabriela Scutea, colaborează cu o agenție a Uniunii Europene, Eurojustiția. Și aici vreau să ajung la precedentul de care are nevoie domnul Mărieș, că dacă procuratura cercetează în străinătate, e imposibil ca să nu cerceteze acasă dosarul Iliescu și să-l finalizeze. Da, nu vorbeam așa, domnul Mărieș, ce părere aveți?
Avem un dosar trimis în instanță, în scurt timp o să venim și cu concluziile pentru el. Din punctul meu de vedere, un nou rateu judiciar și se va dovedi atunci când în alta curte de casație și justiție să... De ce? Tot spun. Acum 3 ani când l-am trimis, eram de vină de ce spun. Dată până se întâmplă, n-avem cum să... puțin, mai am un precedent cu aceiași procurori așa, și cu același rechizitoriu. Așa, și... Acum e 85% același rechizitoriu care a fost acum 3 ani. Nu mă refer la ceea ce se spunea dânsul cu românii care au fost uciși de către... Păi asta trebuie să o facă o secție, din punctul meu de vedere, tot secția parchetelor militare trebuie să facă, pentru că e vorba de uciși între militari și civili. Ce părere aveți, domnul Oprea? Ori acolo, la această secție, nu există nimeni capabil să facă asemenea timp de anchetă. Ce părere aveți, domnul Oprea? Eu zic că e bine că se întâmplă așa ceva. Au și ocazia procurorii români să-și... exerseze mâna pe ceea ce înseamnă crimă de război și pe ceea ce înseamnă, practic, în fond, pentru că e vorba și de ucidere de civil, crimă împotriva umanității. Deci e important. Marius, era atât de bine dacă își exersa mâna 30 opita. De ani și aveam și noi 25.000 de dosare făcute. Numai o secundă. Sunteți un luptător. Dați-mi voi să termin. Imediat, vă jur. Da. Deci, sunteți un luptător și un om care a dovedit prin greva foamei și a obținut ce a trebuit să obțină la CEDO și lucruri foarte importante. Însă, sunt de acord cu dumneavoastră că lucrurile nu sunt făcute cum trebuie. Dar trebuie începute și după aceea trebuie noi să luptăm să le facem cum trebuie. Nu trebuie să le refuzăm de la început. Părerea mea, eu părerea. Să termin. Vă rog frumos, acum mai mulțumesc. Deci, domnul Bobi, domnul Oprea, dacă exersam 33 de ani pe crimele din perioada comunistă, corect, crimele de la Revoluție și cele din 13-15 iunie și nu trebuie să uităm nici mineriada din 91, astăzi eram super profesioniști și puteam, aveam credibilitate maximă în Europa și, domnule, oricine din țară nu avea niciun fel de dubiu că parchetul militar se implică într-un asemenea tip de acțiuni. Împreună cu colegii europeni, așa cum spune domnul Rusu, din păcate, deși avem această șansă formidabilă, este singura țară din Europa care are această șansă, adică, din perioada 45 și până la zi, crima împotriva umanității nu se prescrie în România. Mă rog, până la zi, până în 1990. Avem deciziile Curții Europene care spun acest lucru. Cu toate acestea, deși deciziile sunt venite, deja facem 10 ani, 11 ani, 12 ani de când avem primele decizii, n-avem niciun dosar. Îl închidem, îl deschidem, îl trimitem în bătaie de joc la Curtea Supremă, Curtea Supremă îl trimite înapoi, toată lumea zice că judecătorii sunt de vină, în realitate sunt procurorii și așa mai departe. Am înțeles. Ce a făcut Rusia? Mă rog. Și e foarte importantă această informație. În urmă cu 6 luni a depus cerere că ei nu mai respectă Convenția Europeană regat de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, convenția care o avea Rusia. Rusia era pe primul loc la nepunerea în practică a deciziilor CEDO, Turcia era pe locul 2 și România pe locul 3. Deși noi eram în Uniunea Europeană, celelalte două state nu. Da? Acum Rusia, în urmă cu 6 luni, a depus solicitarea. Sigur că tratatul prevede că el funcționează încă 6 luni. Am înțeles că în data de 17 septembrie s-a încheiat. Deci dacă o mamă care a fost trimis forțat copilul în Ucraina vrea să deschidă o acțiune la CEDO, până la data de 17 septembrie va mai avea o șansă. După 17 septembrie 2022, niciuna. Pentru că odată ieșit din convenție, Rusia nu mai poate fi trasă la răspundere. Ce părere aveți, domnul Marieș? Domnul Marieș, domnul Popescu, mi-ați făcut ușurat trecerea. Cehia, care deține președinția Consiliului Europei, ministrul de externe Lipovski, ieri a declarat că cere formarea unui tribunal internațional de urgență care să judece crimele din Ucraina, cam în condițiile în care sunt specialiști... Ca în al doilea război mondial, un fel de Nuremberg. Sunt deja în Ucraina și au strâns probe de condamnare a lui Vladimir Putin și a sistemului său. Ca un al doilea război mondial... A trebuit trecut în regim de urgență... Ce părere aveți, domnul Oprea? Ce părere aveți, domnul Oprea? Eu n-aș fi atât de încântat de măsurile luate la nivelul european, așa cum este domnul Rusu, pentru că nu-mi iese din minte cum Parlamentul European de două ori
a refuzat înființarea unui tribunal internațional pentru condamnarea victimelor comunismului. Bineînțeles. Da, poate s-a copt acum, Marius. Poate s-a copt acum. Să dea a fost nevoie ca Rusia să invadeze Ucraina, ca Europa să se trezească la realitate și să înțeleagă ce a fost absolut corect. Comunismul. Sunt total de ocazie. Parte din țările din vest n-au înțeles, pentru că cele din lagărul Poștia, domn Bostan, care vă rugăm, vă rog frumos, s-a supărat și dânsul. La noi e o emisiune în care nu se supără în general, dar le trece repede. Nu că le luăm microfonul. Dacă să tratăm lucrurile extrem de organizat. Noi închidem aici dacă spuneți. Nu, spune, ar fi bine să le tratăm foarte organizat. Haideți să trecem direct subiect. Deci sunt două situații. Faptul că noi participăm cu procurori la investigarea crimelor rusești este foarte bine, dar numai că este foarte bine. Eram obligați, pentru că sunt cetățeni români în nordul Bucovinei, sunt cetățeni cu cetățenie română, în afară de etnie. Asta este, deci, de fapt. Este evident că trebuia să facem asta, noi am cerut-o. Dacă ne uităm în arhiva emisiunii, am spus-o personal și eu și domnul Păunescu, de după începerea războiului, de când au fost primele victime. Și am spus că procurorii români ar trebui să facă asta. Ba mai mult, am dat și mai multe detalii despre cum ar putea să facă asta și, de fapt, și tratatele și înțelegerile care le-au făcut celelalte parchete din alte țări cu parchetul din Ucraina. Ba chiar am scris și ministrului Justiției pe această temă. Deci cumva am spus asta după ce a început războiul. Din punctul de vedere al reformei statului român și cum s-ar putea face el, eu sunt de părere că, bineînțeles că împărtășesc ideea și sunt monarhist, dar de fapt e cam târziu acum să mai... asta s-ar fi putut face, părerea mea, imediat după 90. Haideți să trecem puțin. Dar ați pus întrebarea și e fine să și răspundem. Deci, să știți că răspunsul dumneavoastră cu monarhia și răspunsul domnului Oprea, tot cu monarhia, vine exact cu răspunsul meu sau cu ceea ce am propus eu. O a doua republică, că e a doua republică, că e monarhie, că e, dar nu mai poate funcționa în felul ăsta, pentru că statul ăsta este... într-o formă, cancerul este oamenii total. Care conduc statul acesta sunt cancer. O parte din oamenii care conduc statul, domnul Povestu. La general așa degeaba. Vin în întâmpinarea mea voastră și îi spun și domnului Oprea, pe care îl simpatizez și îl stimez foarte mult, că justiția din România a fost din nou sub lupa Comisiei Europene, a Consiliului Europei, care cer României să modifice legile, atenție, cer României să modifice legile justiției în compatibilitate cu avizul Comisiei de la Veneția și al organismului statelor anticorupție greco. Deci presiunea vine din afară. O secundă, domnul Rusu, că n-a terminat domnul Bostan și se supără pe noi. Ideea e în felul următor. Noi nu putem să așteptăm, tot spuneți cu Europa, noi nu putem să așteptăm. E o prostie asta, scuzați-mă, e o prostie. Noi trebuie să respectăm bunul simț, legile. Și asta trebuie să fim în stare personal să facem asta. Nu o să fim dresați niciodată de nimeni și nu o să poată să fie un popor întreg să asculte, pentru că deja există și începe să crească, să spun așa, un oarecare comportament anti-european, tocmai din cauza asta. Noi trebuie să ne găsim resursele interne să facem dreptate și să facem stat de drept în România, prin resursele noastre. Adică eu sunt convins că sunt oameni, atât în statul român, la nivel de parchete, la nivel de judecători, la nivel de procurori, de funcționari publici, numai că ei ar trebui încurajați. Acești oameni au sentimentul minorității. Să știți că sunt funcționari publici excelenți, sunt judecători excelenți, sunt avocați buni, avem în toate structurile statului oameni buni, numai că ei trebuie să fie identificați. Și trebuie să le dea cineva putere. Dar identificați de cine? De cine? Păi, de cine? Pe de ruși? După părerea mea, la nivelul de prim-ministru, lucrul ăsta e un lucru politic. Da. Un prim-ministru își poate identifica oamenii și să trebuie să le dea putere. Să-și identifice echipa, bine, să-și identifice oamenii pe baza unor evaluări, pe baza unor performanțe și acești oameni să devină conducători. Cere. Adică conducătorii din ministere, conducătorii din structuri, trebuie să fie oameni profesioniști și morali. Sunt două criterii și simple. Oameni onești și morali. Deci trebuie doar republică, o monarhie. Trebuie a schimbat nimeni. Tot. Și există România. Majoritatea cetățenilor României și majoritatea tăcută a României este de oameni cinstiți și profesioniști. Nu înțelegeți că omul ăla ministrul ăla din guvernul
Domnului Ciucă, trebuie să-i caute cineva. Domnul ministru știa că Blue Air-ul se duce unde se duce și a dat 60 de milioane și a lăsat pe român să-și facă, să-și plătească biletele. Pe atâta timp cât dă administrație. Clară, e o chestie clară. Deci de acord cu domnul Bosan. Ce? Oamenii există, trebuie identificați. Și băgați în pușcărie. De acord. Trebuie identificați și pus pe funcții. Pe capacitate și poate o asemenea bătaie de joc. Tu ești consiliul de administrație, omul care îți face piața. Și tu îl pui în consiliul de administrație la companie. Asta spun. Îți pui secretara care îți face cafele, o pui în consiliul de administrație la o mare companie națională. Partidele politice care nu sunt capabile să identifice. Domnul Bostan, ascultați-mă o clipă. Nu este numai problema cu anticorupția sau cu corupția în România. Aceeași problemă este cu Ungaria, aceeași problemă este și cu Cehia. Dar cine a spus asta? Dacă nu-și rezolvă anticorupția. Adică ca organismele maghiare sau naționale, așa cum vorbim noi acum despre organismele românești, să-și facă treaba pentru care au fost făcute, clătite și pentru care sunt plătite. Ori toată direcția națională sau sunt anumite organisme din România care lucrează pentru corupți și împotriva legilor. Absolut. Aici ați comentat. Este vorba de lideri. Pot să intervin un minut? Vă rog frumos. Apropo de identificarea oamenilor competenți despre care vorbea domnul Bostan, bineînțeles că sunt subiectiv, dar vreau să vă spun ce am pățit eu. Eu sunt doctor în istoria securității din 2002, doctorat la Universitatea București, Facultatea de Istorie sub conducerea academicienului Dinu C. Giurescu. Sunt expert arheolog. Am creat Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului. Așa de bine mă identifică dreapta când ajunge la putere, încât de fiecare dată când ajunge un guvern de dreapta, eu sunt dat afară de la institut. M-a dat afară mai întâi guvernul Boc, da? Și președintele Băsescu, care a condamnat comunismul, da? Acum m-au dat afară liberalii. Dar pe cine au pus în loc? Aia e întrebarea. O consilieră de la Cotroceni. Nu mai e, a plecat doamna de la Cotroceni, a venit un domn de la Iași. Da, dar este tot în fiajul fraților Muraru. A cui? Lui Andrei Muraru, cel care a fost consilierul președintelui Iohannis și acum este ambasador în Statele Unite. Acum trebuie o secundă, înainte de că mai avem 20 de secunde, domnul Oprea, deci frații Muraru, cine sunt frații Muraru? Unul este ambasador în America și celălalt? Celălalt este consilier al premierului. E parlamentar, cred. Nu, este consilierul onorific al premierului. Și ei au numit persoana de la... Parlamentar. O persoană de la Cotroceni și apoi un cercetător de la Iași. Care... Au ei forța asta? Au forța asta? Singur, nu. E adevărat că există și o relație... E adevărat că există și o relație de, eu știu, fin și așa cu alte persoane? Asta nu pot să spun. Da. Eu pot să spun, dar o spun în emisiunea viitoare. Domnule Marius Supra, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. De asemenea, vă mulțumesc și dumneavoastră. Domnul Oprea, vă mulțumim și vă mulțumim pentru articol și vă mulțumim pentru prezență. Domnul Rusu, vă mulțumim pentru tot. De asemenea, domnul pentru dezvăluiri. E o onoare, domnul Bostan, la fel. Urmează Nadia Ciurlin cu special B1. Rămâneți în continuare cu postul nostru. Mă puteți urmări sau mă puteți asculta mâine, începând de mâine, la Radio Realitatea FM. De la ce oră? Între 10, în prime time-ul televiziunii, între 10 și 12. Nu spunem o oră fixă, pentru că vrem să creăm puțin suspans, dar cu siguranță aveți cuvântul meu de onoare că... Cuvântul cheie va fi defenestrat. Da. Vă mulțumesc încă o dată. Se vor defenestra unii dintre ei.